Este o nouă zi în județul Bihor. Astăzi, față de acum 15 ani, mai mulți bihoreni se îndreaptă spre locurile de muncă nou create în Oradea. În următorii ani, mii de oameni li se vor alătura în noile parcuri industriale din județ. Investițiile la aeroport permit dezvoltarea de noi curse aeriene, iar prin noile terminale, mărfurile produse în Oradea se transportă mai ușor în Europa. Datorită noilor lucrări de infrastructură, bihorenii pierd mai puțin timp în trafic, inelul metropolitan și rețeaua de centuri vor ușura și mai mult circulația, rețelele de gaz, apă și canalizare se extind în județ și tot mai multe gospodării beneficiază de aceste utilități. Tinerii și studenții învață în condiții mai bune în școlile și universitățile din Oradea. Din toamna acestui an, studenții vor locui în noile cămine ale universității. Spitalele se modernizează, iar dotarea cu aparatură de ultimă generație permite tratarea mai bună a pacienților. În ultimii ani, județul Bihor este mai curat prin colaborarea dintre autorități și cetățeni. Buna înțelegere între comunitățile bihorene duce la respectarea tradițiilor și la păstrarea identității acestora. Centrul istoric cu spații pietonale largi și clădiri îngrijite a făcut cunoscută Oradea în toată țara și tot mai mulți bihoreni sunt mândri de Oradea și județul nostru. Oradea și Bihorul sunt pe drumul cel bun.